Fostul premier Victor Ponta a subliniat într-o conferință de presă la Cluj că își dorește să obțină în urma alegerilor europarlamentare din acest an 3 sau 4 mandate. Prima pe listă ar fi Corina Crețu, care în ultimele luni a criticat guvernul social-democrat. Cred că ar fi o pierdere ca doamna Crețu să nu meargă mai departe la Bruxelles într-o anumită poziție. Sigur, ar fi bine să fie tot comisar, probabil că guvernul actual va face o altă nominalizare strict politică, și cred că trebuie să fie măcar europarlamentar, pentru că eu știu din actuala comisie cel puțin 10-15 comisari vor fi și candidați ai țărilor respective. Ponta a subliniat de asemenea că actualul comisar european pentru politică regională a fost propus în această funcție de guvernul condus chiar de el, pentru că avea experiență la Bruxelles, la Parlamentul European, și a avut expertiza necesară să devină comisar din partea României. Sper să fie la noi pe listă, însă decizia vă va anunța doar ea. Va fi locul 2, dar practic locul 1, deoarece, v-am spus, nu voi merge la Parlamentul European. Totodată, fostul premier a adus critici dure la adresa PSD, partid pe care l-a condus odinioară. Ponta a acuzat actuala conducere de derapaje anti-europene. Modul de manifestare al conducerii PSD este un mod anti-european, fățiș, pe față, și anti-social-democrat. Ce legătură are cu social-democrația? Faptul că a înghețat toate salariile și pensiile de la 1 ianuarie, dar în schimb mărește salariile la demnitari. Nu are nicio legătură. Ce legătură are cu faptul că primești ca partid 100 de milioane de lei subvenție de la buget? Nu are nicio legătură. Victor Ponta a spus că soția lui, Daciona Sârbu, fost europarlamentară, nu va figura pe listele pro-România pentru europarlamentare, însă decizia îi aparține soției.